Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vreau să vorbim despre camera pe care să o folosim în FIFA. Este o parte importantă în a avea o experiență de joc cât mai bună și care să te avantajeze pe tine. Dar înainte să mergem să discutăm despre acest subiect, nu uita să apeși pe butonul de like și să dai un subscribe canalului. Mai jos ai toate legăturile cu mine, de la Instagram, la Facebook, la canalul de Discord. Nu știu dacă ați observat, dar câteodată camera pare să fie leneșă, pare să nu alerge odată cu mingea sau pur și simplu nu se pune unde trebuie. Mai precis, am avut momente în care am avut o lovitură liberă la mijlocul terenului și camera nu trecea cu vizibilitatea spre partea adversă, ci pur și simplu rămânea pe tot terenul meu, pe toată jumătatea mea. Se vedea omul care bătea libera, în schimb nu se vedea nici un jucător din partea adversă. De când am făcut setările astea, sincer, nu am mai pățit așa ceva și tare mă bucur că mă încurca la maxim. Ca să accesăm aceste setări, bineînțeles, ne ducem la Customize, ne ducem la Settings, ne ducem la Game Settings și avem Camera. Cel mai important și foarte important, pentru început, totul la Co-op. Sincer, Co-op îți dă vizibilitatea cea mai bună pe teren. Te lasă să vezi ambele tușe a terenului, și partea stângă și partea dreaptă, și este de foarte, foarte mare ajutor. Vezi aici diferența între tele și cop. Ne ducem la camera settings și punem pe custom. Height-ul, adică înălțimea, de unde să filmeze, este 20, la maxim. Zoom-ul lăsăm la 0, bineînțeles și la celelalte, și aici speed-ul. Camera speed și camera swing ajută foarte mult pe partea de pro clubs să se miște repede camera. Și bineînțeles, această setare de co-op ne pune camera aia ca lumea, încât să nu ne ducem, să nu avem partea aia acolo de nu vedem restul terenului. Și aici la speed și la swing 20. Power shoot-ul eu l-am scos pentru că este destul de deranjant când se face acel zoom pe jucător când dă cu power shoot. Și sunt foarte simple, sunt extrem de simple. Co-op 20 cu 0 este perfect. Adițional, la parte de vizual, am adăugat acest input overlay, adică e incredibil de mișto, îți arată maneta când te joci și o să vedeți pe live-uri că îți pune maneta în dreapta și poate fi folositor pentru voi. La connection am pus ping-ul și ping and connection indicator ca să-mi arate acolo tot timpul cât stau. Ajută în timpul meciului dacă cumva ți se duce mesurile foarte sus, să poți să calmezi jocul și să nu ataci pe lag. În rest, aici ține de preferințe în mare parte. E un video scurt, nu-s grele setările, dar sunt foarte utile. Sper că te-au ajutat și pe tine și până data viitoare, nu uita să apeși pe butonul de like, să dai un subscribe și joacă FIFA, că doar nu vrei să fiu eu mai bun decât tine. Te-am pupat!